Apoi, oficiale europeni au discutat și cu membrii Comisiei Speciale, în care s-au adus principalele modificări codului de procedură penală și codului penal. Florin Iordache, președintele acestei comisii, a declarat că a fost o dezbatere bună. A existat și o părere că raportul preliminar, cel care vizează legile justiției. În anumite uh, părți, acest raport preliminar uh, conține uh, anumite uh, imperfecțiuni. Comisia de la Veneția a discutat și cu președintele Claus Iohannis. Președintele României a arătat că modificările codurilor penale diminuează predictibilitatea și dezechilibrează sistemul judiciar, unul dintre efectele vizate fiind tocmai favorizarea unor politicieni cu dosare penale. Președintele Claus Iohannis a susținut că este inacceptabilă distrugerea coerenței legislative. A transmis președintele printr-un comunicat. Întâlnirile programate în România de Comisia de la Veneția vor mai dura încă două zile. Mâine sunt organizate discuții cu reprezentanții în altei curs de casație și justiție, parchetului general DICOT și Consiliul Superior al Magistraturii. În luna iulie, secretarul general al Comisiei Europene a cerut ca legile modificate de Parlamentul României să fie verificate. Acesta a avertizat încă de atunci că reformele din justiție riscă să încalce obligațiile internaționale ale României, în special pe cele impuse de Convenția Penală privind Corupția. Avizul asupra modificărilor codurilor penale va fi făcut public în data de 19 octombrie, după ce Comisia de la Veneția va decide asupra noului cod penal și noului cod de procedură penală.